Atenție la gheața de pe bazinele acvatice, chiar dacă temperatura coboară și sub 14 grade cu minus. Stratul este totuși foarte subțire, potrivit salvatorilor. În grupurile de risc sunt în special pescarii și copiii care se aventurează să iasă pe lacuri. Pentru a preveni tragediile, angajații GSU au desfășurat aplicații în care au explicat cum să procedăm în situații dificile, așa încât să scăpăm cu viață. Potrivit scenariului, două persoane se aflau pe gheață, iar la un moment dat s-au prăbușit în apă. Salvatorii au intervenit rapid și au scos pescarii din apă. Atenție! Gheața e fragilă, întoarceți la mal! Ieșirea pe gheață este strict interzis! Alarmă! Ulterior, medicii au oferit primul ajutor. Avem un sinistrat, am scos din apă. În start înțelegem că el este în hipotermie. Nu se dă alcool, nu se dă cofeine sau alte diuretice, iarăși îl pierde temperatura corpului. În prezent, stratul de gheață este de aproximativ 2-3 cm. De la începutul sezonului rece, aici, la Valea Morilor, au fost salvați de la NEC 2 pescari. Salvatorii îndeamnă oamenii să evite deplasarea pe gheață. Anul trecut, în Republica Moldova, s-au unecat 11 persoane. Prima și cea mai importantă regulă, să ne dăm seama ce activitate dorim să facem. Într-al doilea rând, să avem echipament și utilaje de salvare. Eu vorbesc despre vesta de salvare. Pescarul trebuie să fie echipat numai decât fluierul, prin care o să ceară ajutor, o frânghie legată cu o greutate în cazul în care se prăbușește sub podul de gheață, s-o poate arunca de la sine pentru utilizarea salvatorilor sau poate extrage la mal. Mai mulți tineri care s-au aventurat pe gheață spun că știu bine ce trebuie să facă într-o situație de risc. Am fost pe gheață. Mai întâi trebuie să verificăm cât de groasă este gheața. Trebuie să fie peste 10 cm. Toculesc mai mult locurile înghețate, că e periculos, mai ales timpul de azi însorit. Gheața sfiază și da, periculos. Conform datelor statistice, anul trecut în Republica Moldova au fost înregistrate 60 de cazuri de NEC, soldate cu 11 decese. În anul 2021 au fost înregistrate 3 decese în rândul minorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență de săptămâna asta a creat 40 de grupe mobile care vor circula pe tot teritoriul Republicii Moldova și vor informa populația despre riscul gheții subțire. În total, pe parcursul anului precedent, de către angajații stațiilor de salvare pe apă din Republica Moldova, au fost salvate de la NEC 254 de persoane. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în rasa municipiului Chișinău în perioada rece a anului, când au fost salvate 4 persoane.